Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi, după cum se vede, sunt la deal. Așa că m-am gândit să fac un tutorial la un salt. După cum mi-ați cerut voi, mulți dintre voi mi-ați cerut să fac tutoriale la salturi, la side flip, front flip, back flip. Nu știu dacă observați, dar am venit cu căței la deal. Ei, de la ei se aude sunetul ăsta. Și vin și căprițele acum, oițele, partea aia. Deci o să vă arăt cât... O să vă arăt... Stai, Bela, treci încoace! Bela, treci încoace! Bela, treci încoace! Bela, treci încoace! Gata! Gata, gata, gata! E morocănoasă, ea de felul ei. Și trebuie să țin legată când sunt oameni împrejur, că e cam... Ia, nu, stai, șez, șez. Uite-l, uite-l ce periculos e băiețașul ăsta al meu, Dingo. Vrea să acu orice să scăpi, să agățe și el o oaie de aia. Și Bela la fel, dar Bela e mai... Gata, băiet, gata. Gata, băiet, gata. Îi ținem legați că face urât dacă nu... Bela. Da, și după cum se vede, a trecut turma de oi. Așa că am legat căței că vroia să ducă după oi, să prinde să papă oițele. Așa că nu le-am dat voie. Și stau legați frumos acolo așa. Frumos. Bun, așa să ne continuăm ce avem de făcut. Deci, voi face un tutorial la side flip. O să vă arăt imediat și cum arată. Mai cât să așez camera aici. El arată ceva de genul. Depinde pe ce parte faci. Fie pe partea dreaptă, ori pe partea stângă. Eu îl fac pe ambele părți că nu e o problemă. Eu le pot pe ambele părți. Așa că să-i dă. Am pregătit aici câteva baloți. Baie pentru a vă arăta câțiva pași pe care să-i urmați voi să executați saltul. Primul pas ar fi, mai întâi vă arăt fără, faceți, puteți să faceți așa. Al doilea pas, vă aruncați mai intens, dar puțin lăsat mai umărul mai dat. Vă gândiți că aveți ceva aici, puneți mâna să vă aruncați cu picioarele aici. Păi ia, ia să v-am pregătit. Aici. Ca și cum vreți să vă aruncați cu mâna, puneți mâna pe el, pe balot, să vă aruncați peste balot. Primul pas să sară. Nicu, vă aruncați balot aici, nu vă stai aici. Și la fel faceți. Cam asta am vrut să vă arăt aici. Baloții i-am folosit pentru să vă arăt cum să vă puteți da rotația. Deci puneți o mână, puteți acasă să folosiți tot la fel dacă aveți baloți sau nu știu ce faceți voi, provizați de ale voastre și încercați să săriți peste ei, așa v-am arătat. Al doilea pas, încercați când vă aruncați în sus, deci veniți, vă aruncați în sus și executați mișcarea aia de acolo. Deci. Că sigur o să vă iasă. Doar că înainte de toate trebuie să faceți încălzirea. Am uitat să vă spun de la început. Și trebuie să aveți jos, sub voi, să aveți o saltea sau paie, bureți. Să aveți voi ceva moale să nu... accidentați. Deci, cam într-un final, așa ar trebui să iasă side.
bun, prieteni, cam atât cu acest video. Sper că am fost de înțeles, cum ați înțeles. Dacă nu ați înțeles, puteți să mi lăsați în comentarii ce n-ați înțeles. Poate eu o să fac alt tutorial mai reușit, dacă acesta n-a fost reușit. Așa că să vă spun, dați un mare like, să strângem noi cât mai multe like-uri, să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o și noi ne vedem data viitoare cu un alt video. Salutare!